United a reușit să obțină al treilea succes consecutiv. Formația gălățeană a învins la scor la Deva după o partidă pe care a dominat-o categoric. David Asandei s-a declarat mândru de elevii săi. Da, băieți au legat trei victorii, așa să le spunem așa. Au făcut câteva jocuri bune și am reușit și am adunat la zestea noastră încă 9 puncte. Suntem pe un drum bun, dar mai este foarte mult de muncă, ținând cont că nici ne-au lipsit și ne lipsesc în continuare acei jucători accidentați, jucători de valoare, Cojoc, Popleacă, acum să și la Deva ne-a lipsit și Moldoveanu, dar sperăm, avându-și pe aceștia, să formăm un lot mai puternic și următoarele jocuri, care vor fi foarte dificile, cu Sfântul Gheorghe și campioana Sitia Târgu Mureș, să reabordăm, sper eu, tot la victorie. United a urcat pe locul 4 și vrea să-și mențină această poziție care ar asigura anumite avantaje în lupta din play-off. Contează locul 4 deoarece joci două meciuri din trei, le joci acasă. Noi căutăm să câștigăm din cele 4 jocuri rămase cât mai multe jocuri și să rămânem pe locul 4, pentru că locul 3, în urma rezultatului de aseară, nu mai este accesibil, adică nu mai avem cum să-i ajungem pe cei de la Sfântul Gheorghe. United poate urca pe podium pentru că lotul de jucători îi permite să învingă orice adversar.